Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media, mass cetățeni, stimați legători. Îmi spune Nicolae Panfil și sunt director de program în cadrul Asociației Promolex și sunt de asemenea șeful misiunii de observare a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021. În această perioadă a campaniei electorale, Asociația Promolex a monitorizat desfășurarea scrutinului până la ziua alegerilor și desigur că am observat și desfășurarea procesului electoral ieri în ziua alegerilor. Și așa cum v-am informat în prealabil, am anunțat că astăzi vom avea o conferință de presă în cadrul căreia vom prezenta rezultatele monitorizării pe care am efectuat-o ieri, precum și rezultatele totalizării sau numărării voturilor pe care am realizat-o tradițional în cadrul Promolex. Trebuie să menționez că această misiune este realizată în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, ca de obicei, și este finanțată activitatea din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, fapt pentru care mulțumim partenerilor și donatorilor asociației. Acum, punctual, cu privire la cele monitorizate și activitățile pe care le-am realizat ieri. Informațiile au fost colectate și raportate de către observatorii în teritoriu. Este vorba despre 28 de observatori pe termen scurt care au monitorizat procesul în fiecare din secțiile de votare organizate în 14 unități administrative de nivelul 1. De asemenea, în municipiul Bălți, noi am avut 4 echipe mobile care au acoperit toate cele 60 de secții de votare. Deci nu am avut observatori statici, însă am avut echipe mobile care practic s-au descurcat cu aceeași sarcină. Pe parcursul zilei, pe ansamblu, putem spune că votarea a fost organizată eficient și s-a desfășurat calm. Totodată, în circa 18% din secțiile de votare, la deschidere am constatat unele întârzieri minore. Potrivit observatorilor, procedurile de votare s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de protecție anti-COVID-19 în circa 89% din secțiile de votare. Acum câteva detalii despre incidentele pe care le-am observat pe parcursul zilei alegerilor. Deci, în total au fost constatate 18 semnalări raportate de către observatorii Promolex, iar 14 dintre acestea s-au confirmat și au fost prelucrate, calificate drept incidente. Vă voi da câteva detalii despre aceste incidente. În primul rând, vreau să menționez că, cu regret, constatăm în continuare o tendință sau păstrarea tendinței care a fost și în alegerile parlamentare anticipate de intimidarea observatorilor. Ne-am fi așteptat ca la alegerile locale, unde în principiu tensiunile probabil ar trebui să fie mai mici, iar însăși numărul de localități în care au avut loc alegeri fiind mai mic, ne așteptam că nu o să avem astfel de situații. Cu regret am avut sau avem constatate cel puțin două cazuri de acest gen. Este vorba despre secția de votare 17/12 din satul Călinești, Fălești. Aici intimidarea a avut loc asupra observatorului de două ori. Într-un caz este vorba despre intimidări de către reprezentanții ai Partidului Acțiune și Solidaritate, iar într-un caz intimidarea observatorului a fost realizată telefonic printr-un apel anonim de către o persoană neidentificată. Un alt tip de incident constatat este prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 de metri de la secția de votare. În acest sens au fost două cazuri pe parcursul zilei constatate. Un caz în localitatea Cupcini și un caz în localitatea un caz în localitatea Călinești, Fălești. În Cupcini, de fapt, au fost două cazuri. Într-o situație fiind implicat partidul PAS și într-o situație fiind implicat persoane afiliate blocului comuniștilor și socialiștilor. La Călinești era vorba de persoane neidentificate. Încetarea, suspendarea nejustificată a votării în secția de votare a fost un caz în secția de votare
16/10 din Cupcini. Iar întrerupere pe parcursul zilei votării a procesului de filmare a operațiunilor electorale, la fel am constatat un caz în secția din satul Hârtop, Cimișlia. La fel am mai constatat câteva cazuri, trei mai bine spus, de prezență a materialelor publicitare, afișaje, panouri electorale în rază de 100 de metri de la secția de votare. În acest sens, toate cazurile au fost constatate în municipiul Bălți, fiind vorba de materiale care promovau, spunem așa, concurentul electoral, candidatul din partea blocului electoral comuniștilor și socialiștilor. Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale. Într-un singur caz, în Cupcini, din nou, iar deficiențe în listele electorale, la fel, am avut într-un singur caz, în aceeași localitate, în Cupcini. Au fost constatate, de asemenea, două cazuri de fotografiere a buletinilor de vot sau de încălcarea secretului votului. E vorba, din nou, localitatea Cupcini, secție de votare 16/11 și localitatea Hârtop, secție de votare 11/26. În final, menționăm și despre un caz de deficiență în procesul de numărare a buletinilor de vot, care s-a constatat în localitatea Călinești, secția de votare 17/12. Dat fiind faptul că prezența la vot a depășit 25% pragul stabilit în codul electoral al alegătorilor înscriși în listele electorale, constatăm că alegerile sunt valabile în toate cele 15 circumscripții. Cu privire la închiderea secțiilor de votare, menționăm că acest proces s-a desfășurat la fel regulamentar. Numărarea voturilor de către organele electorale a fost, în general, efectuată într-o manieră calmă și rapidă. Totuși, în cel puțin 7 secții de votare, 19%, membrii birourilor electorale au ignorat norma cu privire la obligativitatea prezentării buletinului de vot către un singur membru al biroului electoral în procesul de numărare a buletinilor. Deci, cum vă spuneam și la începutul conferinței de presă, tradițional Promolex efectuează și numărarea în paralel a voturilor. Din numărul total de 88 de procese verbale colectate, 36 de procese verbale au fost obținute direct de la birourile electorale ale secțiilor de votare de către observatorii noștri aflați în aceste secții. Iar alte 52 de procese verbale, este vorba despre secții de votare din circumscripția Bălți, au fost colectate în procesul depunerii proceselor verbale de către birourile electorale la Consiliul Electoral circumscripției Bălți. Deci, observatorul nostru s-a aflat în momentul respectiv, atunci când președinții birourilor depuneau materialele la circumscripție și a solicitat să facă copii de pe acele procese verbale, pentru că, așa cum vă spuneam, noi nu am avut în Bălți observatori în toate secțiile, am avut echipe mobile. Constatările Promolex confirmă rezultatele preliminare stabilite de către Comisia Electorală Centrală. În primul tur au fost aleși primarii în 9 localități, urmând ca în data de 5 decembrie să fie organizat turul 2 de scrutin în alte 6 localități. Pe această cale țin să felicit atât cetățenii cât și concurenții electorali, candidații care au fost selectați sau care au fost votați în primul tur, și să dorim succes totodată celor care vor candida și pentru sau și în turul 2 de scrutin. În acest sens o să vă prezint în continuare rezultatele numărării în paralel a voturilor pentru a vă da mai multe detalii și pentru a vă arăta cum sunt rezultatele pe fiecare circumscripție în parte. Începem cu Bălți. În tabelul dumneavoastră o să vedeți atât rezultatele numărării efectuate de către Promolex, cât și rezultatele preliminare anunțate de către Comisia Electorală Centrală și care erau inclusiv astăzi dimineață plasate pe pagina instituției. Deci, dacă vorbim despre Bălți, aici candidații sunt în ordine în care au fost în buletin. Sunt două slide-uri. Deci, vedem, pe primul loc este doamna Marina Tauber, 47-93, atât în cazul Promolex cât și în cazul CEC. Și deja pe locul 2,
2093, domnul Grigorie și Nicolae, candidat independent. Deci acești candidați se vor întruni sau se vor întâlni și în turul 2 de scrutin, care, cum vă spuneam, va avea loc pe data de 5 decembrie. O pacică ușeni. Aici avem, practic, aici avem, practic, turul 2 de scrutin. Deci, avem o mică diferență de o sutime în cazul candidatului independent Pinteac Roman, după cum vedeți. Deci, în general, rezultatele numărării efectuate de către Promulec și rezultatele de la CEP diferă în proporții de o sutime, două sutime, nu sunt diferențe semnificative. Și mai curând se explică prin anumite erori de calcul. Deci, la Ucrainca, Căușeni, avem candidatul PAS ales din primul tur cu 80,72, atât în cazul datelor colectate de Promolex, cât și conform informației de la CEC. În Hârtop, Cimișlia, vom avea turul 2 de scrutin. Rezultatele, iarăși, practic, foarte, foarte apropiate. În Cupcin-Edineț vom avea turul 2 de scrutin. În Hlinaia-Edineț, aici a câștigat reprezentantul PAS, domnul Ceban Tudor, din primul tur. În Călinești-Fălești a câștigat doamna Procopciuc Ala, cu 52, practic, la sută. Ișcălău-Fălești a câștigat domnul Boiciuc Alexandru, cu 68,97. În Pârlița-Fălești a câștigat reprezentantul PAS Neagu Sergiu, 77,65. Caminca-Glodeni a câștigat reprezentantul PAS Postolache Ala, cu 70%. Bălceana, Hâncești, vom avea turul 2 de scrutin. Kniazevka, Leova, la fel vom avea turul 2 de scrutin. Palanca, Ștefan Vodă, a câștigat reprezentantul PAS Kozlovski Dumitru, 53,5. Ștefănești, Ștefan Vodă, a câștigat reprezentantul blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor cu 59,82. Negurenii Vechi, ungheni, a câștigat reprezentantul PDM, doamna Uscatu Galina, 53,34. După cum vedeți, datele practic identice cu cele prezentate de către Comisia Electorală Centrală. Acestea au fost rezultatele numărării în paralel a voturilor. Și pe final, aș vrea să menționez încă o dată, sau să accentuez încă o dată acest moment despre care am vorbit mai devreme, despre intimidarea observatorilor, și să-mi exprim regretul că astfel de situații continuă să aibă loc, să întâlnim în cadrul alegerilor. Ori așteptările noastre erau că ar trebui să mai învățăm din lecțiile democrației și să înțelegem că rolul observatorilor este de a observa și nu de a se implica sau de a fi implicați în careva activități, așa cum s-ar aștepta sau se gândesc unele persoane sau unii reprezentanți sau unor concurenți electorali. Dumneavoastră ați primit comunicatele de presă cu toate aceste informații. Noi vom proceda de aceeași manieră și în turul 2 de scrutin, adică vom avea un comunicat de presă sau o conferință de presă, după caz, la fel la orele 10 dimineața, în data de 6. Respectiv, vă invităm să urmăriți activitatea noastră în continuare, pentru că vom acoperi cu siguranță și turul 2 de scrutin. Acestea au fost constatările misiunii de observare Promolex în contextul alegerilor locale noi. Vă mulțumim pentru atenție și dorim succes și sănătate tuturor. Da, vă rog. Trecător la frază de intimidare, dar vă puteți deschideți paranteză, în ce a constat această intimidare a doi observatori comuneți?
Mai exact ce a fost? De fapt, ambele cazuri au fost constatate în aceeași localitate. Au fost în satul Călinești și este vorba despre, într-un caz, cum vă spuneam, reprezentanței pasului. Din informațiile de care dispunem, ar fi vorba de o doamnă deputat care s-a aflat în localitate pe parcursul zilei și care în câteva instanțe, de câteva ori pe parcursul zilei, a avut o comunicare agresivă, verbală, cu observatorul nostru, imputându-i faptul că aceasta nu își face treaba, că nu este atentă, că de ce nu se află în secția de votare, când de fapt observatorul nostru spune că se întorcea de la masă sau că a fost până în magazinul sau barul din apropiere ca să-și cumpere o ciocolată, spre exemplu. Deci, aceste cazuri sunt regretabile pentru că, vă spuneam, observatorii noștri sunt instruiți și știu foarte bine ce au de făcut pe parcursul zilei și atunci când cineva te acostează pentru a-ți reproșa, pentru a-ți spune că tu nu-ți faci lucru și pentru a-ți vorbi pe tonuri înalte, acest lucru noi considerăm că a fost intimidarea observatorului. Au fost și alte situații în secția sau în preajma secției de votare respectivă care ne fac să credem că, într-adevăr, a avut loc această situație mai tensionată, să spunem așa. Tot nu la foarte mult timp după acea situație a avut loc și acel apel telefonic de care vă spuneam, de pe un număr necunoscut, a fost telefonat observatorul și s-a spus ceva de genul, i s-a dat de înțeles, mai bine zis, că noi știm unde tu lucrezi și fii atent ce observi, ce raportezi, că s-ar putea să urmeze anumite consecințe. Îmi scapă numele acum, dacă îmi permiteți, o să încerc să verific. Dar vedeți că aceeași persoană intimidată? Deci, în primul caz, noi vorbim despre persoană identificată, care o cunoaștem, pentru că doamna deputat Maria Gonța s-a aflat în localitate în ziua respectivă împreună cu alți reprezentanți ai PAS și nu exclud că în situația respectivă ar fi fost implicați și alți reprezentanți ai PAS, dar prezența dumnei ei s-a făcut acolo simțită, să spunem așa. În alt caz, vă spuneam că este neidentificată pentru că numărul nu a putut fi identificat, s-a sunat de pe un număr ascuns. Nu putem să facem nici într-un fel la momentul de față legătura între aceste două cazuri, dar vă comunicăm așa cum ele au avut loc. Veți întreprinde anumite acțiuni pe baza Noi suntem alături de observatorul nostru și vom încerca să oferim asistență dacă vor urma, așa cum spuneam, anumite consecințe asupra doamnei observator. Sperăm foarte mult că acestea doar a fost vorbe și că nu se va întâmpla așa. Respectiv, vom urmări dacă autoritățile se vor sesiza pe acest caz sau nu. Mă refer aici în speță poliția. La fel, eu personal, ieri în discuții cu doamna, am încurajat-o să se adreseze la poliție. Sigur că nu pot să fac lucrul acesta în locul dumnei ei, dar dacă se va adresa la poliție sau dacă poliția se va sesiza, noi, cum am spus, vom fi alături de dânsa și vom oferi toate detaliile pe acest caz de care dispunem. Și eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună!